Am revenit caz de malarie la Spitalul de Boli Infecțioase din Iași. Dezbatem subiectul cu managerul spitalului, doamna Carmen Dorobăț. Bună seara și bine ați venit în jurnal. Bună seara. Mai multe detalii despre acest caz. Când a fost înregistrat? A fost descoperit, ca să spun așa, în urmă cu 48 de ore. Inițial, pacientul a fost internat la Spitalul Județean Vaslui, la secția de boli infecțioase. Colegii noștri de la boli infecțioase au ridicat corect, de altfel, această suspiciune. La noi, la spital, a fost confirmat cazul, ca având malarie. Am făcut tratamentul specific, am avut ajutorul Direcției de Sănătate Publică în acest sens și în prezent pacientul este cu o stare generală bună, aș spune eu în momentul de față, în afara oricărui pericol. Trebuie să spunem că malaria este o boală care se contactează de la înțepătură, de țânțar, relativ ușor dacă te deplasezi în zone în care incidența acestei afecțiuni este mare. Și aceste zone sunt zonele tropicale și subtropicale. Pacientul de care noi astăzi discutăm a fost plecat pentru o perioadă de 3 săptămâni într-o astfel de zonă a Africii și nu a făcut profilaxia specifică. De aceea este bine ca telespectatorii dumneavoastră să rețină faptul că atunci, pentru că este vară, este sezon cald, mergem în zone estivale, este bine ca în momentul în care se deplasează în astfel de zone cu risc pe care l-am amintit, să ia un sfat din partea medicului de familie sau medicului specialist de la nivelul Direcției de Sănătate Publică. Cât de gravă este această boală? Este gravă. În primul rând, trebuie să spunem că este cea mai frecventă boală parazitară care există pe glob, așa indică datele Organizației Mondiale a Sănătății. Și sunt patru feluri de malarie, așa după cum scrie în cartea noastră, unele mai grave, altele mai puțin grave. Pacientul de care discutăm a avut una din formele care putea pune și risc vital, determinând febră înaltă, anemie și afectare hepatorenală. Trebuie să spunem că pacientul în prezent are o stare generală bună, este determinată de o tulpină care poartă denumirea de Plasmodium falciparum. Una din tulpinile ale acestui parazit care poate determina și forme grave de boală, de aceea noi medicii care îl îngrijim suntem fericiți că nu a făcut o formă gravă, de altfel și diagnosticul a fost pus la timp și tratamentul a fost primit imediat. Cât timp estimați că va mai fi internat în spital? Câteva zile, poate o săptămână. A fost nevoie de un tratament sau e nevoie de un tratament special? Sigur, este nevoie de tratament cu anumite medicamente antimalarice și, cum spuneam, am primit ajutor din partea Direcției de Sănătate Publică. Direcția de Sănătate Publică fiind cea care se ocupă în mod special cu ancheta epidemiologică a unor astfel de cazuri, cu tot ceea ce înseamnă tratament pentru această boală care, trebuie să spunem, este relativ rară pe teritoriul țării noastre, pentru că face parte din acele boli care sunt de import, ca să spunem așa, și de asemenea ne-a ajutat și în ceea ce privește diagnosticul. Ultimele cazuri de malarie, când v-ați confruntat cu ele? Dacă mi-aduc bine aminte, este vorba de anul 2017 și anume, cred, au fost două cazuri în anul 2017 care au și avut un prognostic bun. În altă ordine de idei, virusul West Nile a făcut prima victimă anul acesta la Călăraș. Avem informații, un deces din cauza acestui virus. La Iași a fost depistat acest virus. Nu am avut confirmat încă cazuri de meningită sau encefalită cu virusul West Nile, deci primim ajutorul, din nou spun, a colegilor de la nivelul Direcției de Sănătate Publică, care urmăresc, conform recomandărilor Ministerului Sănătății, această infecție. Subliniez faptul că din fericire la Iași nu am avut confirmări, dar există, așa cum am văzut din informația care circulă în spațiul public, există alertă pentru infecții cu acest virus în zona de sud-est a Europei. Ne și așteptam, întotdeauna virusul West Nile a fost prezent în special în zonele litorale din sud-estul Europei și de asemenea din Turcia, astfel încât trebuie să fim atenți la tot ceea ce înseamnă înțepătură de țânțar,
să preferăm zone care au beneficiat, ca să spun așa, de dezinsecție de la nivelul autorităților locale, să ne protejăm noi pe cât posibil de aceste înțepături, să folosim toate mijloacele care există, trebuie să recunoaștem, și în același timp să fim atenți dacă apare febră după ce am fost într-o astfel de zonă despre care am discutat deja, febră alături de dureri de cap și vărsături, să ne prezentăm imediat la cabinetul medicului infecționist. Așadar, am scăpat deocamdată la Iași de acest virus. Ce vreau să vă mai întreb, în această perioadă, de ce ar trebui să ne mai ferim? Țânțari, căpușe, multe cazuri de căpușe anul acesta. Da, există mulți pacienți care se prezintă în ambulatorul spitalului pentru aceste mușcături de căpușe, să le spunem, și cu suspiciunea de boală Lyme, cum numim. Din fericire, și aceasta, iată, și cu ajutorul media, din fericire, toate persoanele, adică toți posibilii pacienți, au înțeles că trebuie să se prezinte de urgență la nivelul unei camere de gardă, unde să se îndepărteze această căpușă în condiții medicale și corespunzătoare, și de asemenea să urmeze profilaxia, pentru că există o profilaxie care se administrează pentru a nu face boala Lyme, care înseamnă administrarea unui antibiotic o zi. Deci este o administrare extrem de ușoară. După care chemăm pacientul la o distanță de circa 3 săptămâni pentru a putea exclude cu certitudine prezența acestei bacterii și riscul de a face boală Lyme. Să înțeleg că cei care s-au prezentat nu au fost internați în spital. Nu. Cei care s-au prezentat pentru această mușcătură au primit indicația respectivă, urmând, cum am spus, să se reprezinte după 3 săptămâni. Un alt pericol din această perioadă, să spunem așa, este legat de piscine. Cât de periculoase sunt? Nu face plăcere să discut despre pericolul din piscine, pentru că cui nu-i face plăcere să meargă la piscină așa în această perioadă. Dar trebuie să alegem acele piscine, din nou spun, care sunt controlate epidemiologic, care nu scapă ochiului vigilent al colegilor noștri de la echipa de control de la nivelul Direcției de Sănătate Publică. Prin apa de piscină, care nu este bine dezinfectată, se pot transmite agenți infecțioși de toate tipurile, vorbim de virusuri, vorbim de bacterii, vorbim de fungi, dar în special de virusuri, cum sunt enterovirozele, care se transmit în momentul în care înghițim apă din piscine sau ajunge în nas apa noastră din piscine și apoi în zona digestivă, și transmit infecții care, aș spune eu, nu sunt deloc de neglijat. Este vorba de infecții la nivelul sistemului nervos, adică meningite și encefalite. Mai predispuși copiii în acest sens? Sunt predispuse toate persoanele care au o capacitate scăzută de apărare, extremele de vârstă, pacientul diabetic, pacientul cu boală cronică hepatică, cu boală cronică renală. Au ajuns și astfel de cazuri la spital? În acest an au fost cazuri de meningite virale, din fericire forme ușoare, care nu au pus probleme deosebite nici pentru medic, nici pentru pacient. Alte cazuri cu care vă confruntați în această perioadă? Ne confruntăm cu înțepături, trebuie să spunem, nu de insecte de această dată, de obiecte necunoscute, pentru că mergem la plajă, mergem la, în excursii și iată, se poate întâmpla. Foarte frecvent, noi cei de la infecțioase primim telefoane, este cazul sau nu este cazul să facem o profilaxie antitetanică. Bineînțeles că atunci când nu știm obiectul care ne-a înțepat, care adesea poate să determină și plăci suprainfectate, este bine să ajungem la cabinetul unei camere de urgență pentru a face profilaxia antitetanică. Și de asemenea trebuie să spunem că de asemenea în această perioadă ne întâlnim cu fel de fel de erupții la nivelul pielii, febrile, pentru că de aceea ajung la noi, fac febră și cu pete la nivelul pielii, cum spuneam. Acestea apar în special după ce
consumăm alimente care nu sunt chiar în termenul de valabilitate, însoțite foarte frecvent și de fenomene digestive. Am avut și sunt date proaspete din ultimele 24 de ore prezentări în triajul spitalului de copii cu febră și vărsături. Veniți în spital cu observații de meningită, nu era meningită, dar era o afecțiune tot infecțioasă care se datorează unui consum de alimente necorespunzătoare. Cum ar fi? Cum ar fi înghețată, care este ținută în condiții improprii, cum ar fi o carne care este cumpărată din zone care de asemenea nu sunt bine controlate, când poate nu suntem atenți la ceea ce înseamnă data de expirare pe pachetul respectiv. Am aflat din mass media vara aceasta, au fost depistate sau poate nu, dumneavoastră ne confirmați, cazuri de leptospiroze la Iași. Au fost cazuri de observație leptospiroză, care unele s-au confirmat, dar nu multe, unele nu s-au confirmat. Este vorba de o boală care se transmite în special în sezonul cald, pentru că se transmite prin pielea care nu este perfect intactă și se face baie în iazuri, în lacuri, care de asemenea nu știm cât de bine sunt decontrolate din punct de vedere medical, de regulă nu sunt controlate și de asemenea este o boală care afectează persoanele care, de exemplu, lucrează în mediu, cum ar fi, de exemplu, un subsol de bloc, pe unde trec șobolanci și șoareci, de asemenea în grajduri insalubre și este o boală care din nefericire afectează multe din organe și trebuie să amintesc cordul, trebuie să amintesc rinichiul, ficatul. Deci orice persoană care se știe a avea astfel de posibile surse de infecție pe care le-am amintit, care în plus prezintă febră și icter, adică colorarea în galbe la tegumentelor, din nou este o urgență și trebuie să se prezinte la cabinetul medicului infecționist. Doar de la șobolani se transmite această boală? De la animale rozătoare mici, șobolani și rozătoare mici, prin dejectele acestora ajunge în apa aceasta insalubră, apă insalubră care se găsește, cum spuneam, nu numai în lacuri și iazuri, dar și în zonele din grajduri, dar și în zonele din subsoluri insalubre, unde circulă aceste animăluțe. Până la urmă, vara aceasta nu ați avut un astfel de caz? Nu am avut un astfel de caz. Am avut o confirmare a unei boli rare, trebuie să recunoaștem. S-a pus în evidență diagnosticul de infecție cu hantavirus. Hantavirusul fiind de această dată tot un virus care se transmite tot pe această cale. Adică este vorba că sursa principală a acestor virusuri sunt șobolanii și șoarecii, rozătoarele mici. Dacă leptospiroza este o infecție bacteriană, iată, hantaviroza este de această dată o infecție virală care are aceeași sursă de transmitere și deci aceleași zone unde noi ar trebui să ne ferim pentru a face o astfel de infecție. Fatale amândouă. În mare măsură. Doamna manager, vă mulțumesc tare mult pentru aceste informații. Vară frumoasă. Prețioase pentru sănătatea noastră. Spor în tot ce faceți și vă așteptăm și cu alte noutăți. Cu drag. Doamnelor și domnilor, aici punem punct jurnalului. Sunt Olga Moroșan și vă mulțumesc pentru atenție. O seară excelentă să aveți și vizionare plăcută în continuare.